Peste 2000 de mineri din carierele Lupoaia și Roșiuța solicită înlocuirea mesei calde pe care o primesc la serviciu cu bonuri de masă lunare. În acest sens, angajații au cerut liderilor de sindicat să facă demersuri pe lângă administrația complexului energetic Oltenia. Nu este pentru prima dată când salariații din cariere cer conducerii complexului energetic Oltenia să înlocuiască masa caldă cu bonurile valorice, în așa fel încât de această facilitate să beneficieze angajații împreună cu familiile lor. Valoarea unui tichet de masă este de 9,7 lei, iar salariații primesc bonurile în funcție de zilele lucrate. Numărul celor care își doresc aceste tichete de masă sunt efectiv majoritarii în aceste unități. Deci oamenii au avut un referendum acum un an jumate, doi, în care și atunci procentele erau în jur de 53% care ar fi dorit mese, dar știți foarte bine, oamenii au spus că n-au fost făcute corect acele referendumuri. Spre deosebire de salariații carierelor din Motru, cei din zona Rovinari primesc tichete în loc de masă caldă, iar decizia a aparținut în exclusivitate angajaților, după cum a declarat liderul Gabriel Bălăceanu. Practic s-au întocmit niște liste cu salariații care nu au mai dorit masa caldă. La un moment dat a fost și un boicot din partea salariaților care n-au mai dorit să beneficieze de acest drept și înlocuirea lui cu tichete de masă. Liderul sindicatului carierei Lupoaia, Nicolae Bădița, a declarat însă că nu vrea să comenteze acest subiect, menționând că la referendumurile trecute, salariații au votat pentru masa caldă.